Articolul 133, aliniatul 1, articolul 134, aliniatul 1, litera A, articolul 35, aliniat 3 și 5 din OG57/2019, privind codul administrativ, a fost convocat pentru astăzi în ședință ordinară din dispoziția numărul 106 din 14-5-2020 a domnului primar. Se constată că momentan lipsește domnul Nenu Constantin, acesta a anunțat că va întârzi câteva minute. Normal, ședința este statutară și își poate desfășura lucrările. Așa cum ați luat la cunoștință din invitația transmisă, pe ordinea de zi au fost trecute 8 proiecte de hotărâre și un raport al domnului primar. Între timp, domnul primar a mai inițiat 2 proiecte de hotărâre privind aprobarea solicitării prevenirii scrisorii de garanție din partea Fondului de Garantare a Creditului Rural pentru garantarea avansului în cadrul proiectului modernizarea rețelei de drumuri de interes local în comuna Autorităților Bacău și proiectul de hotărâre privind aprobarea cotizației la patrimoniul asociat de dezvoltare intercomunitară pentru stabilizare Bacău pe anul 2020, cele două proiecte de hotărâre primind avizul Comisiei de Specialitate, prin urmare se poate completa ordinea de zi cu aceste două proiecte. Dacă nu mai sunt alte propuneri, supun la vot proiectul ordinii de zi, completat. Dacă sunt discuții, comentarii la procesul verbal al ședinței anterioare, cel din 29 aprilie, dacă nu, supun la vot. 15 voturi. Ca de fiecare ținută, vă atrag atenția să respectați prevederile codul administrativ cu privire la conflictul de interese, iar dacă vreun consilier local are vreun interes în vreo problemă supusă dezbaterii de astăzi, vă rog să anunțe acum pentru a se confirma procesul verbal. În caz că nu sunt astfel de abținere, îl invit pe domnul președinte de ședință, domnul Corcoman Gheorghe, pentru a prelua conducerea acesteia. Trecem la punctul numărul 1, proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului Comunei Vârstus pe anul 2020 rectificat, inițiat pe Marcul de Ajut. Aveți comisie? Aș propune, având în vedere că domnul Petrișor a depus un amendament la acest proiect de hotărâre și am vorbit cu colega mea, doamna contabil, de a veni aici pentru a discuta amendamentul, să trecem la următorul punct până apare doamna în vederea... Trecem peste? Eu propun asta, acum spuneți dumneavoastră, dacă sunteți de acord. Dacă nu așteptăm doamna Lenuta, asta înseamnă să mai așteptăm... Care sunt trecutațiile la punctul? Proiectul numărul 2, proiect de hotărâre privind aprobarea implementării proiectului în dezvoltarea sistemului de asistență socială și combaterea sărăciei și a excluziunii sociale. Favorabil. Dacă sunt discuții. Câteva informații suplimentare, dacă se poate. Cel mai mult m-ar interesa când se semnează contractul de colaborare. Pentru implementarea proiectului, dezvoltarea sistemului de asistență socială. Pentru că acolo un contract zicea termenul maxim în care se semnează, dar nu... Zicea și... Da, trebuie să vezi că hotărârea, dacă nu vor să de acord. Nu e problema asta. Dacă suntem de acord, n-am nici semnă. Dacă suntem de acord, cât mai repede vor să vă însemna. E interesul că a comunității. Dacă nu se discute, să punem la vot. Votul contra? Abține? Dar în absență, da? Da. Trecem la următorul proiect de hotărâre privind modificarea și aprobarea organigramei și a statutului de funcție și de personal al aparatului specialitate în primărie, în tot județul Bacău. Da. Favorabil avizul. Dacă sunt discuții. A fost depus la modificarea și aprobarea organigramei un amendament, tot acum în dimineața asta,
de către domnul consilier, de fapt, de către mai mulți consilieri locali, Băcaru, Sandu, Ciubotaru și Petrișor, la care vor să adauge un articol nou, care se spune așa, se modifică postul vacant de inspector de specialitate, treapta profesională debutantă, inspector de specialitate, treapta profesională specialist din cadrul compartimentului protecția mediului. Dacă îmi dați voi, pot să prezint pe scurt despre ce este vorba. În luna iunie a anului trecut, știți că am avut pe ordinea de zi modificarea organigramei, de la specialist să trecem la debutant și respectivul proiect nu a trecut. Ulterior s-a făcut o altă modificare la organigramă pe altă temă, iar modificarea aceasta de la specialist la deputat a rămas în anexă. Noi toți consilierii nu am sesizat această modificare, iar acum vreau să reparăm această greșeală, pentru că în momentul de față figurează ca debutant postul și să trecem cum a fost înainte de greșeala comisă atât de personalul de specialitate cât și de noi. Deci, practic, să revine cum a fost înainte de a comite greșeala. Dar nici la debutan n-au venit sau cine a venit, n-au trecut niciunul. Și dacă îl transformăm acum în Nici atâta n-o să vină, că nu vin. De trei ori, de două ori a fost examen, au venit numai debutanți care n-au luat nici vota 5. Eu ceea ce propun, adică eu împreună cu ceilalți colegi, este să reparăm o greșeală. Ba este o greșeală, pentru că în raportul respectiv s-a făcut despre altă temă, alt subiect, s-a lăsat sau s-a strecurat acolo această greșeală și cred că este corect și normal să reparăm o greșeală comisă de către noi. Pe cel mai simplu, votați deputat și cu asta gata. Păi n-avem ce vota pentru că el deja figurează. Deputat este. Deci, pe așa e, nu mă sunt deputat să intre, nu deja la alt grad, din prea să intre un angajat. La mediu, cred că sunt multe probleme. Nu există. La mediu, sunt fiecare angajat la primărie, dar nici concursul în timp. Și au luat toți ai dat deputanți, înainte la un nivel superior. Păi, da? Vreau să vă aduc la cunoștință că domnul Amarde, dacă nu mă înșel, a fost chiar pe specialist. N-au fost deputat, în niciun caz. N-a fost deputat și după aceea... N-a fost deputat, nu, da. Nu cam îndoiesc. Postul era pe specialist. Putem verifica. Da, să fie deputat, că așa... Dacă nu vreau să ocupe postul ăsta, punem condiții. Dar cum să nu? Asta face. Se poate ocupa. Dacă punem condiții, nu se ocupe niciodată. Ia asta e problema. Iar dacă mă ajungem un deputat, el poate promova în timp. Dar nu ne înțelege nimeni. Ca într-o ședință viitoare, să trecem la o altă treaptă ca să iau un salariu mai bun. Dar hai să ocupăm de impostul, vedeți că nu se... Și un post care, într-adevăr, e foarte... Dacă punem piedici mai multe... Nu este nicio piedică, e vorba de experiența unui om pregătit pe acest domeniu. De ce nu mai dați un bon? Pentru că eu un salariu mai plus care ar vrea și... Dar nu pot să fac așa ceva, că suntem concurs, îmi pare rău. Nu, așa pentru noi. Trafic de influență. Nu găsești. De două ori s-a dat concurs și n-a luat niciunul. Nici roata cinci. Asta înseamnă că nu sunt pregătiți. Păi și dacă deputanți n-au luat și n-au venit, da pe unul, n-a venit tot. Că dacă venea unul... Dacă venea unul pregătit, îl lua. Păi da, și dacă venea unul cu vechime și putea să participe la deputant, și dacă n-a luat, tot n-are cunoștințe... Deci un profesionist nu vine pe un salariu minim, niciodată. Așa vede completat la fel, că aici treaba profesională specialist. Ori el era în așteama vechi, gradul 2. Următoarea treaba de contractant la funcție de contractoare. În sensul ăsta vreau să... Păi la sus. Păi specialist la un nivel, nu? E de treabă, ușor pas. Principal este ultimul nivel. Nu este un problem. Mai sunt discuții? Ce supuneți la vot ca justiție? Dar a trecut anumat este proiect de statul. Chiar care a votat, care l-a votat, a trecut. Toată lumea a votat, dar n-a spus ce a votat. Hai să vedem la vot amendamentul și după aceea proiect. Bine, atunci supunem la vot amendament. Amendamentul domnului Petrișor.
Două voturi, trei voturi, patru voturi. Din partea lui restul? Restul? Abțineri împotrivă? Da, abțineri. Spuneți la vot proiectul. Proiectul în formă a prezentat. Supunem la vot în formă. Toți ceilalți? Inițial. Inițial. Voi abține. Deci la punctul 1 din nou? Da. La rectificare, doamna Dungar. Am zis că este un amendament la rectificarea bugetului. E prea tare chestia. Lasă-mi fara, Alex, că... Nu prezintă. Păi da, dar nu, dar nici nu văd nici pe hârtie. Vă rog. Am dat mai încet. Imaginea deci, văd că aici, deci, doriți să se aloca 100 de mii pentru de luăm, pentru repararea trotuarelor. Nu. Alineatul capitolul de la care propuneți ca a se lua suma reprezintă acele cheltuieli pentru cultură, religie, recreere, în speță, transferuri repartizate la instituții de cultură. Biserica romano-catolică din Fierăstrău a fost aprobată a se finanța încă la bugetul inițial. S-a făcut hotărâre de Consiliu prin care s-a alocat 125.000 de roni în baza acelei hotărâri. S-au și angajat cheltuielile și prin contractul de finanțare 4.248 s-a alocat suma de 125.000 de roni parohiei. Din această sumă s-a și cheltuit 47.000. Adică au făcut cheltuieli, au prezentat documente și s-a făcut plata. Nu putem să le tragem de la, din credite deja angajate. În ceea ce privește o analiză a execuției bugetului, până la data respectivă, la partea de venituri, se poate face, dar rezultatul e în minus. Eu încă n-am venit cu o propunere în sensul ăsta, pentru că ar fi însemnat o scădere a veniturilor, tocmai datorată scăderii încasărilor. Acum, încasările au scăzut și pentru că a fost situația asta. Lumea a avut acces mai puțin și nu s-a prezentat, dar fiind izolarea sau cel puțin așa vin să cred. De aceea o analiză acum nu cred că ar fi în avantaj. Dacă îmi permiteți. Spuneți. Pe amendament am pus la ce referiți dumneavoastră proiectul vis-a-vis de susținerea cultului romano-catolic de la Ferăstrău s-a alocat 125.000, știu de el. Dacă ne uităm la codul 5912, este susținerea cultelor cu suma respectivă. Ceea ce am propus este mai jos la alte servicii. Corect? Sunt două coduri diferite, sunt două sume diferite. Cel puțin eu așa înțeleg. Nu, se totalizează suma de 125, se totalizează la... Deci, face parte din total cultura. Deci de la susținerea cultelor avem suma 125.000. Pagina 11 pe contul de... pe rectificarea aceasta. Da. Da, și mai jos,
pe pagina 12, da, sunt alte servicii. Din punctul meu de vedere, sunt două surse de finanțare diferite. Nu. Pe pagina 12, da, sunt subcapitolele. Da. Iar pe pagina 11 este capitolul cultură, defalcat pe titluri. Adică suma pentru susținerea cultelor de pe pagina 11 este la subcapitolul 670250 de pe pagina 12. Iar este acea sumă. Pe 11 este detaliat capitolul, da, pe titluri. Iar pe 12 sunt subcapitole care fac parte din capitolul respectiv. Bun, atunci să găsim în altă sursă. Dar eu cred că ceva modificări aici la Dacă este un amendament făcut de anul trecut, votat întreg Consiliul. Ați zis că facem, până trece cei de la gaze nici nu au venit măcar. Păi dar nu facem trotuarul astea? Stăm cu trotuarele astea o veșnicie? Stăm cu trotuarele astea o veșnicie? Păi o să stăm până facem ce trebuie de făcut, o luăm din jos în sus, unii facem, sus. Facem reparații, nu facem investiții. O, reparații tot aia, dacă facem și pe aia, scoate și autorizare. Poate la aia așa se face, dar la noi nu se face așa. Nu vă supărați. Nu vă supărați, nu facem politică la distanță. Domnule, dar acolo unde am întâlnat asfalt, am propus amendament de ședință, suntem aici să discutăm. Păi stăm acum atât din lombani și ce facem, când casele sunt foarte slabe. Avem proiecte aduse acum de două săptămâni în fața Bisericii Catolice. Avem la boabe, nu sunt bani. De unde bani? Aduce-o spre voastră, bani și faci trotuare. Deci o rectificare, dacă dați voi, o rectificare bugetară putem face atunci când avem venituri realizate și ele se mențin balanțul și anual. Sau există o rectificare, o alimentare din bugetul de stat. Altă variantă ar fi să diminuăm, dar abia cu trimestrul 3, să diminuăm unele cheltuieli și să tirăm sumele la alte cheltuieli. Acum, bugetul a fost foarte strâns realizat. Nimic aproximativ, decât pe ce am avut documentații. Dacă dumneavoastră renunțați la o investiție ca să faceți reparații sau eu, supuneți la vot și... Dacă am știut și ce reparații să fac, ar fi bine. Reparațiile pe care le propuneți, dacă vreți să le renunțați la, eu știu, gaze, apă... Dar nu e vorba de investiții. Dacă să ne uităm pe buget, la partea cu reparații curente este suma prevăzută de 832.000 sau 839.000 la reparații. Putem face și din suma aia până la urmă. Este suma facem, facem și o prioritate dacă nu la reparații. Ați aprobat, nu? Bugetul. Prin hotărâri de Consiliu. Să facem șanțul carosabil la Biserica Catolică, să facem pe uliță iar un șanț carosabil, să facem zidul de apărare unde ia podul, dumneavoastră. Dumneavoastră ați afirmat. Romiară, doar am spus să nu mai face proiecte de hotărâre, numai de dragul proiectul de hotărâre. Și Curtea de Conturi ne-a zis să reducem la îndeplinire proiecte de hotărâre. Nu este niciun proiect de hotărâre, domnule primar. Cum să trebuie? Sau mai există un proiect de hotărâre care cel mai strigent l-am inițiat eu, podul la Gălățean. Exact. Nu s-a făcut niciun ban acolo. Ar trebui să punem bani acolo pentru niște... demarăm lucrarea acolo. Balajul ăsta de retenții la Herzman, când îl facem, domnule? A lăsat șurile de aprobat. Dacă vine o proiectă rețeală cu Herzman, nu mai era acolo, domnule. De 4 ori din timp de mi-a făcut. Da, și aia. Și să ripam era în Albia. Nu mai mare. Dar trebuie bani, nu? Să înțeleg că reparația trotuarelor nu este o prioritate. Dar păi este, domnule, dar adă bani, dă sursă de finanțare. Să luăm de unde am pus banii și luăm acum numai de dragul că vrea un singur cetățean să-și facă politica, să facă campanie electorală, exact cum face cu podul, minte pe oameni de la podul de la Călcâi, că am dat 400 de milioane. O,
unde a dat 400 de mii de lei la port? Că n-am plătit niciun ban la port. Dar mințiți pentru ăsta, nu-i cine minți, domnule primar? Vă văd pe Facebook oamenii, că zice, așa ni s-a spus. Unde? Dați-i și mi s-a luat. Da, uitați-i cu nume și prenume, nu-l dați așa. PSD-ul nu are Facebook, are... Are și PSD-ul cu spate. Asta vă știți, mi-a fi problemă, dar care s-a luat. Mi-ar fi rușine să mint oamenii, mai ales că știți exact ce proiecte. Învățați să se uite pe site-ul primăriei și câți bani s-a pus pentru fiecare proiect. Nu ce zice dumneavoastră și aveți un grup de 5-6 oameni care nu mă minte. Eu nici nu mă uit de scârbă. Cel puțin dacă ar fi niște oameni gospodari sau ăsta, dar nici cel puțin oameni gospodari nu sunt. Asta vă spun în față, ca să știți. Că nu mi-e rușine și nici nu mi-e frică. Deci, v-ați spus, mai regat, bă, amendament? Nu sunt bani, așa veneam și eu cu amendamente. Pentru pola călăță, dar cum sunt bani? Și la care îmi zic, așa, la pola nu vreau nici nu mă duc. Nu-i la spus, doamne, care e? Haideți, vă rog, așa să-l dăm, după ce am dat. Să punem la proiectă numărul 1. La ce ați renunțat la bani? Ați luat bani și acolo, s-au suplimentat și nu ați luat bani. Unde? La credința până la sărată. Vedeți că dumneavoastră nu știți, ăla sunt PNDR care nu are nicio treabă cu ăsta. Trebuie să puneți încă 7 miliarde ca să acoperiți toată suma aprobată. Încă 2 miliarde. S-a aprobat 12 miliarde prin buget, prin buget s-a aprobat 12 miliarde. Da, 2 miliarde. Nu e nicio influență deocamdată. Păi nu este, dar domnul primar să... Domnule, ca să nu fie pe banii ăsta, vedem, așa e, ca să licităm, așa trebuia să facem, dar nu se cheltuie banii ăsta. Haideți, vă rog să cheltuie. Vedem, 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 în forma inițială a ridicării amendamentului, ziceți ce sunt În forma inițială. Cine votează? Mai puțin? Cei patru? Da. Care dau trei, după așa nu trei. Șmecheria la ea acasă. Așa tratați consiliul local. Nu, doamne, suntem un singur. Cei patru ți-a prins sau împotrivă? Suntem un singur consiliu, nu două. Oricum, de la Iași nu se poate rezolva problemele. Se poate, doamne, dacă aveți voință, se poate. Da, da. Vă este ciudă, asta e problema. Și vă aștept la primărie să facem o analiză în condițiile în care se dorește... O să trec, deci păcate conducerea nu vrea. O să trec și o să mai propun. Mulțumesc frumos pentru deschidere. Ați promis de ocupare. Trecem la următorul punct, proiectul numărul 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de încheiere a exercițiului bugetat pe anul 2019 și situațiilor financiare ale serviciului apă canală. Aici o să științez cetățenii comunica și nu este apă, e revizi stația, se spală rezervoare, dar să se oprim acum că am mai provat și nu chiar nevoie de apă. Așa că nu este apă. Și am anunțat și pe site. Nu lucrez, ajută apă la apă. Dumneavoastră mergeți sumele din poartă în poartă să vedeți ce se întâmplă. Dacă aș fi la apă canal, suntem doi oameni. Sunt și eu semnez fără niciun ban, nimic, am luat locul lui domnul Francis. Păi zici, nu vrea singur om, domnule, locul lui Francis. Da, domnule, a fost unul fără să știi legea. Fără să știi legea. Și am luat ca să putem să dăm datoria. Dar trebuie un muncitor ceva în un loc, așa cum un singur loc. Dar trebuie unul care se coordoneze. Oamenii, majoritatea, folosesc apa la stropit, au făcut branșări ăsta, de la întâi o să începem să mergem din casă în casă, că și-au făcut branșări laterale, care nu trec prin contor, și plătim mai mult decât ăsta. Ei nu știu... Păi da, acum o brângheți. Da. Păi eu merg pe cinstea cetățeanului. Când îi pui acolo,
dacă îi pui să facă un deviz normal, care costă 400 de lei ca la gaze, nu mai vrea. Vorbește domnul ceva pe cinste, am zis, pe cinste. Păi pe cinste. Hai, nu, 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 nu. Supunem la vot proiectul. Trecem la punctul numărul 5, proiect de hotărâri privind alegerea președintelui de ședința Consiliului Local al Comunei Voicuț pentru perioada iunie-august 2020. Favorabil. Da, propune? Propun. Eu am o propunere, de fapt. Eu l-am propus de Sandu. Sigur. Proiectul numărul 6. Proiect de hotărâre privind stabilirea contribuției Comunii Voicuț de Subacu pentru finanțarea activității de protecție de tip rezidențial al persoanei cu handicap. Dacă sunt disponibile. Pentru la discuții. Dacă nu sunt discuții, trebuie să punem la vot. Da. Vreau să vă spun că ne-am chinuit cu un cetățean care nu are numai buletin de o incluzare. L-am băgat, domnul Vicea a vorbit, l-am mai dat din buzunar, dar se țină la... Și a fugit și umblă pe stradă. Mâine poi bine o să auzim opoziția sau unii cetățeni sau unii consilieri care să spună că nu-l ajută. Eu i-am spus că a fugit de acolo. A spus să nu mai vină, că îl dau bancar. Domnule primar, văd că vă este frică de opoziție. Nu, domnule, vreau să spun că opoziția nu analizează și vorbește și să facă publicitate. Vreau să anunț și populația să știe dacă vede dormind pe ăsta pe scaune, că vrea el de aia, că noi i-am făcut toate condițiile. Domnul Ungureanu poate să spună. Da, are moment. Era frumos, era spălat, era aranjat și a putut de acolo. Nu putem să facem. Pe acolo a s-a dat și băutură la zi asta. Asta e. Deci are și de stare de zi. Aia vreau să vă spun, că știu că unii au pus, domnule, uite cum dorm oamenii pe stradă. Da. Nu putem să facem contra voinței omului. Dacă acolo îi place, n-avem ce să facem. Da. Problema gravă când ne recuperăm să ducem înapoi, e foarte mult, da. Și pentru fetele de acolo, care seama ce e acolo. În afară se poate discuta foarte mult. Trecem la următorul punct. Proiect de hotărâre privind atestarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al Comunii Voicuț, de județul Bacău. Așa foarte. Comisia de Agricultură, a venit favorabil. Dacă sunt discuții. Aici vorba de trebuie, dar de atunci. Din dintr-un pont? Da. Primit, avem carte funcțională, avem tot. S-au făcut acolo estimativ o evaluare. Uite, asta e un lucru foarte... Urmează acum să vedem vânzare, că nu mai merge schimb. Vânzare pe vânzare, să vedem. Și sunt de învăție de la turnator? De acum s-a făcut, a fost un evaluator. Se lucrează la evaluare, să vedem dacă ne convine nouă, ne convine nouă și atunci să facem asta. Atât și foarte bine. Și atunci putem vorbi de modernizarea apei și bazine și atunci de-abia putem vorbi că suntem profesioni, atunci nu putem să cheltuim un ban. Ce facem, facem așa cu înfumințarea lor. Cât a fost la domnul primar, cu evaluarea aia? Cât a mai durat până acum? Au fost acolo, au fost. Doamna ne-a zis că într-o lună de zile, maxim. Ca să știe cât desmembrează, ca să nu mai rămâne pe bucăți. Dacă terenurile, două terenuri ale noastre sunt mai mult, costă mai mult decât la ei, să știe
din împrejmărirea să ia un perimetru mai mare, ca să nu desmembreze, să cheltuim bani de geamă, știi? Noi aici avem 8 suprafețe. Ce scos? Păi alea care are și de domnul, e care. Pe total. E un pat bun. Dacă nu mai sunt discuții, să punem la bani. Da. Deci, domnul primar, că și opoziția votează pentru. Domnule, ați culmea, după ce ați propus să închidem apa să nu votați... Eu n-am propus așa, că vedeți că mințiți. Mă acuzați pe mine, dar eu niciodată n-am zis. Ați scris la PSP-ul. Ați acuzat o reclamație. Da, dar am cerut buletinile să verifice apa, ceea ce este normal. Am făcut de când sunt în fiecare, am plătit la bani și de ăsta, nici o fântână, nicăieri apa nu este bună. Și am dus la diferite laboratoare și apă din magazin. Și a ieșit cu clor, a ieșit ăsta, deci s-a lămurit. Foarte incendiu. S-a lămurit cu clor. Analizele. Trecem la următorul punct, proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii duratei contractului de închiriere numărul 8674 din 12.08.2005, având ca obiect închirierea unui teren de cu suprafața de 399 metri pătrați, situat în satul Oicus, parte din... La dispensarul de teritat. Da, da, da. Eu văd la dispensarul de teritat. Din jurul dispensarului. Dacă nu mai sunt discuții, să punem la zonă. Da. Trecem la următorul punct. Raport privind situația gestionării bunurilor aparținând domeniului public și privat al unității administrative teritoriale de anul 2019. Domnul Pio, hai. Dacă sunt memorie, dacă nu. E raportul domnului primar care l-a prezentat. Sunt nelămurit, trecem la următoarele două proiecte. Să punem la vot, dacă nu... Nu se spune la vot. Era și raport, domnule. Era raport. Da, și un raport. A, trecem la astea două. La 10 și mai mult. Trecem la următor. Proiect de hotărâre privind aprobarea asociației la patrimoniul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare Bacău, de anul 2020. În februarie toate primările, deci tot reprezentanții primărilor la ADIS s-au făcut ședință și s-a aprobat după numărul populației cotizația. Și noi, ei ne-au științat să facem hotărâre, că așa trebuie, să facem hotărâre de Consiliul Local, la sat hârtia, neavând om la ăsta, i-am delegat atribuțiunile lui Lungu. Și s-a neglijat, trebuie să le cunoaște. Și acum când ne-a cerut să plătim cotizația, ne-a cerut și hotărârea Consiliului. Asta a fost. De până 6.000 de lei. Dar îți pare mare să mă duc. Și acum de dacă ai așa, așa s-a votat de tot Consiliul, pe tot ăsta. Pe tot județul. Pe tot județul, nu că... Nu aici. A, da, tot s-a votat. Și majoritatea, chiar dacă nu votam eu sau ăsta, sau chiar dacă nu votăm noi. Tot așa merge, că majoritatea învinge. Dar nu, asta e o formă că trebuie să votăm. Dar pe ei trebuie să votăm. Dar prima dată nu se votează în Consiliul și după aceea NACA. Prima dată se votează în Consiliul și după aceea NACA. Păi, dar și în ce poate? Ce poate? În ce poate? Trebuie hotărârea ANCA. Prin care au stabilit ei și apoi să se votează în cum? S-a dublat și 2500. Dar a băgat un consilier
specialist ca să poată să să poată să-i urmărească, să scadă cantitățile, ca să nu ne mai înșere. Putem urmări la cântat. Să nu ne mai înșere, să vadă că ăștia băgau totul la loc. Să scadă valorile și să facă, ei aveau obligația să facă pe cetățeni să-i înștiințeze selectarea. La un moment deja s-au început să se pună pungi. Vine și la noi, să pună pe toate afișele, cum să selecteze, cum și să nu mai încarce oameni, deci ei nu făceau. Ei puneau un prestul că fac treaba asta, dar nu-i urmărea nimeni. Și acolo are un om specialist, ca să poată să diminueze cheltuielile la dumneavoastră. Să punem la vot. Când se încheie contractul privat cu Rompreștiul? A zis că anul ăsta se încheie. Se poate. Nu, anul ăsta cu Rompreștiul. M-am interesat chiar la ADIS și peste 4 ani. Dar de ce? Așa e că nu, așa e făcut contractul pe perioada mai lungă. M-a interesat și pe mine subiectul. I-a zis că anul ăsta se încheie. Dar se reprezentă. La cotizație, da. Claudiu, vot? Da. Vot. Vot, vot, pentru. Pentru. 14. Deci ce s-a obținut? Domnul Pol s-a obținut. Trecem la următorul proiect. Proiect de hotărâre privind aprobarea solicitării prelungirii scrisorii de garanție din partea Fondului de Garantare a Creditului Rural. Pentru a patru, garantarea avansului în cadrul proiectului de modernizare. Aici va da drumul. Aici știu eu că știi ceva mult mai bine. Da. Știu, a venit cu adresă Gironacu să prelungească termenul de execuție. Gironacu a profitat când a aprobat, trecut de fiecare dată, că interferii nu poate să lucreze și acum a venit cu cele că nu poate să încadreze în timp, să ne trebuia luna viitoare să fie terminat. Că interferii a fost 4-5 zile. Doamne, dar ei a puțin, a făcut și oricum, dacă punem, nu mai termină. Am ne-am interesat cu consultanța, ei au cerut 6 luni de zile prelungirea contractului. Eu am aprobat 3 luni, am vorbit 3 luni maxim. 6 pe proiect. Dar eu am dat 6 luni este ca să până facem noi extracția. Nu plată, nu m-a plată la acest. Dar el trebuie să termine în 3 luni și ăla restul de așa. Că noi trebuie să luăm să luăm banii. Problema este că finalizarea contractului sau lucrării e în septembrie. 3 luni tot pe timp de iarnă se duce. Nu, el în septembrie trebuie să termine. Eu așa am spus. Așa, deci lucrarea efectiv să termine în septembrie. Să luăm banii la fir. Și atunci și prelungind asta, automat trebuie să prelungim și fondul de garantare și scrisoarea aia care. Domnule Bat, ești când vor să înceapă treaba, domnule Bat? A zis că m-a fost de lungă mine și a zis că nu n-am venit. Au întâlnat la față, la pe a doua. Nu mai lucrează la Filipești? Nu mai lucrează la Filipești? Și la Filipești, dar acolo mai merg și cu sub contractor, acum ei sunt cu asfaltările, că la... s-ascultă și pe aia i-am mințit că se termină de anul trecut și acum... A fost atât. Slavă-mi subiectat, ei se muncească cu două altă parte și să-mi lasă pe uitruzul pentru aia. Păi n-am de cum să mai ați intrăm penal, după aceea intră trebuie să dăm în judecată, dacă ăsta. De poate le două mii. Că dacă nu ăsta pierde în fonduri, banii europeni. Domnule, păstrați în scris, cum e s-a făcut judecată? Totul nu m-a înscris, este un dosar așa, mica nu s-a făcut.
Nimic nu s-a făcut. Asta, doamne, vorbește, vine toată ziua cu tot felul de... Dar vedem zutările care s-au început deja s-au dintre roa, dacă le-am luat așa. E acolo o față, merg noi. E cu toată. Nu se finalizează de acolo. Dacă nu mai se discute, să punem la urmă. Da, hai să punem la urmă. Votul contra, abține? Nu s-a. La diferență, vreau să vă spun că s-a semnat contractul la dispensar. Cine a câștigat? O firmă de la Tuta, cu ceva cu... Nu mai știu exact numele. E o firmă care... Nu-i mereu pe aici, e o firmă care a făcut acoperișul la grădință, cum zice, la școala numărul 1. Dar mai mult din tuta aia, așa-mi nu, ăsta-s primul care a făcut niciodată. Dom'le, dacă suntem la diversii, iar pune domnul primar, Consiliul Local, când va veni cel o sală de ședință, propria sa, pentru că aia care a avut-o, a făcut poate-o cu salaria de primărie. Da, dar ce noi mai venim așa la școală, domnule, trebuie să fie înțeles. Camera aia nu trebuia complet, nu trebuia ocupat. Dar de ce ea a plătare aia că dată 4 ani 20 de salariați și eu 16 ani 18 salariați? Nu, dar dacă a venit... Ce a venit? Dacă... Domnule, dar nu trebuia atât de venit, Consiliul Local nu poate fi scos afară din primărie. Ăsta este organul din conducere unei primării. În toată țara asta. Și stăm să ne plimbăm prin comună, să ținem o ședință. Dar asta va mai dura încă alt de zile. Ținem ședință de politic din vor. Este posibil așa ceva. Să rămân în Consiliul Local. Dar asta e din analele comune, a primarului, domnule. Unde treacă? Dar am nevoie de o hârtie, nu te-ai la primărie să o caut. Stăm așa, avem de școală, aici ai ocupat. Deci o să se termine și căminul cultural și o să aveți... Ce este cămin? Căminul e cămin, sala în ședința în parc, Consiliul Local, să rămâne în sala în ședința. Dacă vreau dorim să facem în sala în ședință, punem angajați aici, la sfărăm ziua aia, în alte de roșu, facem... Dar nu se poate, ce aia au la alte, au pus funcții de alte în fiecare, la fiecare ședință. Deci era și în sala. Dar nu poți respecta distanța acolo. Trebuia găsit o posibilitate de a construi o anexă de acolo, domnule. Eu am aprobat schema, asta e schema, și polițiști trebuie... Domnule, gata, dar nu trebuie construit un spațiu, domnule. S-a făcut acolo, omule. Când a vrut să se mănească, s-a mânzorat. Până angajați n-au vrut, au zis că vorbește lumea. În loc să dăm... Și tu care nu mai aduc un minome pentru necesitate. Eu sper că o să înceapă și ăla, e sigur. Dar la vârst sunt ședințe, din ținut și cine, eu nu mai știu după așa. Eu mă urmă, chiar Consiliul Județean, Prefectura, să vadă ce are Consiliul Local spate. Dacă așa ceva se poate. Dar este plicitor, dar ele spune râsurile de rea bani cu găleata, s-au cheltuit pe numai pe studiul de dezabilitate și pe... și pe ziduri de apărare care nu s-au predat, nu s-au predat la apele române și acum pe tot reșunțul zice, dar noi nu avem ziduri de apărare, că n-am fost în stare să le predăm apele române. Dar fie să spunem adevărul. Dacă e bună voință, nu poate face în sala de ședință. Da? Dar nu mai venim la scoară, nu mai venim la scoară, La licitația la piață a trebuit să o amânăm pentru câteva clarificări și ieri de-abia ne-a primit întâlnire la Iași. Că nu mai primea nicio hârtie la Iași pentru aprobarea la viza SDN. Și ieri, în mod special, ne-am dus la Iași și ne-a primit hârtiile. Mai mult nu pot să spun, că altfel s-a mânat și mine. Ne apucăm de amânare. Da, noi am băgat acum, dar licitația se mai amână cu aproape două săptămâni. Cam va fi pe
Da. În iunie, dosarul de iunie. Dacă am înțeles, sunt vreo 5 dosare băgate, s-a mai anunat pentru niște clarificări. Deci eu zic că într-o luni de zile și cam știm ce a câștigat procedura de iunie. Se expira autorizația și trebuia urgent să facem. Pentru că am mânat cu drumul național, aici e problema. Exact cum acolo, la podul la Mărtinaș, a trebuit să facem toate procedurile din plăbă de autorizare. Cum și la podul la Domocoș, acum am aprobat ca să fac catastrala la picioare, că toată lumea spune, băi, nu terminați, dar dacă n-ai hârtii, nu poți să dai în funcțiune. Și acum ai face catastrala la picioare ca să fim, să dăm drumul la autorizarea de funcționare. Ca să știe și oamenii, că nu vrem noi. Asta sunt documentații. Domnule, dacă nu partea tehnică, noi la punct, nu poți să faci o treabă, înțeleg. Legăturile de la sau de la puneți la șosea națională să mai faci? Domnule, după ce recepționăm, eu am vorbit la SDM și cu directorul de la Bacău, o să se găsească o soluție să putem face, dar până se recepționează cu fondurile europene, legăturile rămân așa. Dar mai trebuie să înțeleagă. Și legăturile sunt pentru că nu s-a aprobat. Pe drumul naționale nu au fost aprobate. Pentru că n-ai vizibilitate, n-ai asta. Dar restul, după ce ăsta, am găsit o soluție. Care o să facă. Nu o să lasă așa, ca la urând. Da? Ați amintit de drumurile naționale, dacă îmi permiteți. Sunt câteva mașini mari care parchează și la biserică și pe la central. Ar fi bine să fie înștiințați pentru că sunt riscuri de accidente. La biserică, mai și proiectul o să facă rigură, dar o să facă la biserica ortodoxă. Și o să punem pod. Exact, aici atunci nu o să facă. Exact, ce să facă. Punem pod și mașina mică poate să intre la biserică. O mașină mică nu-i problemă, pentru că ea este vizibilitate. Păi la azi era problemă și la biserica ortodoxă. Tot știm. Da. Și încă s-a pus pop, s-a licit. Sau aici, la fel, a scris la pop, s-a pus câțiva pop. Lasă autoturisme, și aici la școală și... Da. Centralul rămas. Și să sperăm că vine banii de la portul de la Domocoș, că vin banii de la portul de la Domocoș, atunci putem să ne gândim la repartiția înainte de a...